dacă nu sunt întrebări. Iar ca să spun două cuvinte. S-a vorbit despre limba asta, nu s-a vorbit despre poezie ca premergătura filozofiei. Pentru că există de la Benedetto Croce, de la cel nescienție, trebuie prin intuitismul, regnantul al poeziei, poezia dă de mâncare filozofiei. Adică există o întoarcere a premergerea ei. Am adus subliniez lucrul ăsta, că nu e numai limbajul, este și această capacitate a poeziei de a se implica realmente și fără să vrea în acest mare complex. Dacă ne amintim din literatura de-a de mâncare și lui Freud. Așa? Granițele sunt oricum aici intersectate. Și dacă sunt în da, veni și următoarea problemă, apropo de ce spuneți. Există riscul ca poezia să fie interpretată și înțeleasă prin cu totul altceva decât este ea. Și unii o studiază pentru a vedea acolo psihanaliză, alții o studiază pentru a vedea mitologie, alții o studiază pentru tot felul de lucruri, politică și ideologie, pentru tot felul de lucruri care nu au legătură, de fapt, cu literatura, cu arta. Ori trebuie să încercăm cât mai mult. E și un orgoliu al artiștilor de a nu folosi literatura ca altceva decât frumos și artă. Ok. Da. Atunci să citim. Atât de elegant comunicată de dumneavoastră, se referea, voia să se refere în final, la limba poeților. Poate unii de poeții sunt acei oameni fermentători care știu să mânuiască cuvintele astfel încât să iasă din tiparele gramaticale fără a fi incorecție. Se spune că engleza este o limbă proprie poeților pentru că în engleză poți fi nebun. Poți fi nebun. Poți fi nebun din cauza contextualismului. Engleza e o limbă contextuală. Fiecare cuvânt poate avea un alt sens în funcție de contextul său. Asta fac poeții chiar și în limba română. Dorim să își păstreze, eu nu mă consider bun. Dorim să își păstreze această savoare, această fervoare și cu cât cunosc mai bine limba română, cu atât vor reuși să facă aceste artificii fermentătoare. Să discutăm acum, exact acum un alt, cu Dan Sociu, care era aici, din Botoșan, și el, câștigător al premiului Opera Prima, și vorbeam atunci și el detalia despre faptul că poezia poate avea definiri extrem de diferite, chiar contradictorii. Tocmai de aceea, tocmai datorită acestei posibilități, există riscul ca unii să spună, li s-a întâmplat și unor mari critici sau intelectuali să spună asta nu e poezie. Știți? A spus-o și Cioculescu despre Nichita Stănescu, a spus-o și Iorga despre Babu și... Dau un exemplu mai încoace. În cartea Ceva care seamănă cu literatura, Alex Ștefănescu șterge pe jos cu ciocle. Zice... Cine e Alex Ștefănescu? Alex Ștefănescu, da. Iar mai înainte, deci, atunci când a apăruse antologia Portret de grup făcută de Eugen Lungu, Nicolae Popa și subsemnatul, deci a semnat-o de Eugen Lungu de atunci, tot Alex Ștefănescu, apropo, că îl pomenim, dacă tot am pomenit, am trebuit să-l pomenim, făcuse un, așa, un tot de antologii pe, pe... a luat text autor cu autor și a încercat să se citească mai atent și să pun un tot de not, să fac un tot de tabel Mendeleev. Și a vorbit despre cutare, cutare și a ajunge la Dumitru Crudu. Zice, da, ce da, cum își mai zice, dar nu va scrie niciodată. Deci, cel mai, nu, dar textul cel mai negativist a fost la, și sunt acolo niște poeți da. Care au intrat în antologii numai datorită generozitatea lui Popa. Eu am zis că nu are ce conta acolo. Adică că tocmai asta e șansa poeziei, da. Că e altceva decât a ajuns prin prejudecată și prin convenție. Ok. Și atunci ar trebui să dăm definiții. Da. Dacă nu sunt întrebări atunci, să facem niște lecturi. Eu voi face și eu una, dar eu aș prefera să rămân la sfârșit. Chiar și după prezentarea editului cartier.
ca să aducem un omagiu unui poet de altă. Bine! Să facem un text pe care... Da? Da, ca aia să mă gândim. Da, antologia. Ce sunt eu? 344 de pagini, sunteți gata să ascultați? Hai să încep cu unul mai nou. Cel mai recent. Deci citim așa, în tandem. Da. Locus Amenus. Au trăit în puterea haotică a disperării și vuietului, cea care face din ticăloși și spoliatori eroii sălbatici ai clipei. Zăpăciți de harababură, de infamii, de instrumentele strivitoare, prerogative obscure, judecăți strâmbe, prospecte ce închideau milioane de interdicții, muncind, asutând și visând cu nesați un loc pentru fiecare și pentru toată lumea. Au trăit pe pielea lor înaintarea înceată a igrasiei, sfidând foamea, sfruntarea, minciunile mercantile îndesate de oamenii moi în depozite și în turnuri de fier, și fiindcă în ei instinctele s-au încăierat, iar vorbele vesele stârnite de muzică, de vin, de lumina consolatoare a valurilor de iarbă, a rugilor de mure, a frunzelor de salcâm, s-au înălțat în aer, eliberate de hrâitul măcoarelor. Și fiindcă ochii lor au strălucit la vederea cerului clar și enorm, care e cea mai râvnită răsplată a celui ce trânjește și suferă. Și fiindcă despre toate astea nu se poate vorbi drept, decât așezându-te în locul unde un om s-a bucurat și unde a plâns, unde a gândurit și a fost mângâiat, știindu-se în pântecul unei case cu gardul albastru și cu un câine alb și lățos ce le nevește pe prispon. Pe ei cine îi va ține minte? Cine va adeveri în firiparea de gesturi mărunte? Drumul fiecăruia către casă, noapte de noapte, pașii nesiguri, mestecenii costelivi lângă care au alunecat fără zgomot, obosiți să mai lupte, să cheme, să prelungească o viață de om învelită spre ziua în giulgiu de rouă. Și mâinile lor au tremurat, cum tremură mâinile mele acum, amândouă. Eu gândesc cu scheletul. Zicea și mergea să se spere pe mâini, după orice atingere, în profunzime. Era nete de toate ca o pietricică de râu. Niciodată nu voi înțelege fascinația lui Mazelescu Virgil pentru un anumit feu al tău femeiesc de a putut trezi. Și mergea să se spere pe mâini, fiindcă simt apăsarea țărânii fiecare fir de frate, cundându-mă ca pe un pistil grăunciorul gălbui de polen. Eu, atât cât mă vezi, sunt naude, navede, na greul pământului. Nu voi cunoaște nici când perfecțiunea de maximă, dimensiunea a patra de maximă, Sator Arepa Tenet Opera Rotas, decât coborâtă în pătratul cel mare ce nu are colțuri. Odată am mers la o mormântare, a fost multă lume, ne-am înghesuit și noi să aruncăm după datine câte un pumn de țărână în groapă, întorși de la mort, am cinat, am privit noutățile, am desfăcut așternutul și nu se spălase pe mâini. Ne-am iubit ca niciodată, de parcă nici n-avea oase, am stins pentru meric, ne-am strâns mâinile, doi surdomuți, întrebându-se gând, pumnul cel de țărâne, cine îl va arunca din noi doi, în pătratul cel mare, ce nu are colțuri al celuilor? Nici soarele de tablă zimțată, rudă, fățarnică, cu gândul doar la banii de mormântare, nici frunte izbită de mese când în subsoluri întâlnești oamenii josiți și distruși, carne macră pentru imbecilii de la butoane, nici carotida secționată împroșcând confetii sub mâinile unui dirijor cu porniri sadice, nici guta, nici muzica muribundă, cover-urile neinspirate lălăite zile întregi numai ca să uităm, nici gălăgia hrănită din disperare și foame, nici curajul nebun al fanaticilor pregătiți pentru ultimul raid, nici o salvare pe care să poți pune degetul, nici cuțitoarele revoltaților, capetele lor sparte legănate la unison pe marginea hăului și glugile verzi care te fac invizibil, nici chiar proza avântată cu oameni simpli transformați peste noapte în eroi ai schimbătoare minții. Și ce dacă își deschide din când în când venele? Face parte din specia celor arăși ce se ascultă astfel sângele.
roșu-albastru, la ambele capete, ca pe un creion bicolor. Răsucindu-se albastru, ascuțitoare de creioane a inimii să-i facă vârf. După felul în care împunge buricele degetelor din interior spre afară cu roșii cornițe, să-și revendice Dom Omnis Moria, gata de scris. Jumătate în mâinile Domnului, pe jumătate dar dracului. Nimeni nu mulțumit cu jumătate de măsură și nici întrerută de lama cuțitului linia de demarcați nu mai e sigură. Ca și cum, aruncat în sus ca un toiag încrustat, să-și dispute în teren dreptul primei lovituri două mâini osebite, zvâcnând amândouă dată în același timp, s-ar îngrumi undeva pe la mijloc. Fiecare în contra celuilalt, scrisul îi apropie. Pus pe jar demonul zis și al creației, face risipă de purpură până la Dumnezeu. Tot așa cum tocindu-și grafitul ce ține de inimă, Domnul e cât ce se dea de dracu. Puțin mai lipsește și unul va începe să scrie cu sângele altuia, paloșe gotice față cu praporii glagolitici, pe viață și moarte. Cum ai completa un pomen cu nume aceleași trecute pe rând de la unii morți, la alții rugari. Nu e literă să fie scrisă de două ori, cu chinovar și sinală, odată în cerul și întoarsă pe pământ. După gustul, tot mai pronunțat de rugină din gură, se simte ca au și pornit să se taie în săbi de sânge. Acum tot mai subțiri, ca două tăișuri, de care se prinde când unul, când altul, cu mâinile goale, într-o mână de om, Dumnezeu și Satana fac Scandenberg. Mâna scrie morții cu cerneală și cei vii cu, și pe cei vii cu roșeală. Nu le pot vorbi despre niciunul dintre lucrurile care mă îngrozesc. Acestor oameni de treabă, gata oricând să se bage pe cât concluziile lor despre viață. Ei știu mai bine întotdeauna, sunt siguri pe ei și cred cu tărie în toate lucrurile greșite. Eu unul nu știu nimic, n-am învățat nimic, încerc să rezist. Să mă trezesc din somn recunoscător pentru lumina jucăușă și aerul mângâios. Am încercat să înțeleg oamenii, am cunoscut cuietul marilor orașe. Am privit printr-un microscop milioane de celule haotice înnebunite de radiații. S-a întâmplat ca de atâtea ori după victorie, a urmat o lungă, amară înfrângere. Spiritul a redevenit un lux. Unii dintre noi au înnebunit. Alții au ținut cu dinții de mințile lor. Cei mai mulți s-au transformat în cimpanzei hypertech și au preluat controlul pentru 100 de ani. E târziu pentru aproape orice, inclusiv pentru poezie, acum când utopia a ajuns să fie ceva rușinos. Zeus treaptă de aur, Mariana Marin, și soarele ca o rană, împroșcând perdeluțele trase în grabă, peste geamul de la care te-ai aruncat. Fratele Emil, n-ai un frate Emil spânzurat care vreau degeaba te apuci să faci proză. Decât firul de plumb de mai bun ștreangul fratelui, pentru un plus de precizie, o pendulă se cere întoarsă și tot mai întârzie din când în când, pe când fratelui Emil i-a sunat la fix ceasul cu cuc. Mai ales dacă scrii un roman, n-ai cum să te lipsești de un frate Emil ridicat în ștreang pentru un altă predare, cu atât mai înalte, cu atât, cu cât fapta fratelui de-a fi tras în cei de un sânge mai josnic. Nu există înlocuitor pentru fratele Emil, oricâte provoții de locotenență ar da școlile militare de acum înainte. Ai frate, ai carte. Îmi stă mărturie istoria literaturii române. Câte umbre, dragi, jur împrejur, atârnând tot atâția chibiți, joci în numele fratelui cartea spânzuratului, masa de scris și ea joacă sub coate, la fel cum sub tălpele fratelui Emil taburetului. O lume în suspans. Să nici nu se așeze la masa de scris, de disecție, de pomenire, totuna e cine nu are un frate Emil suicid ca al lui Mei Ivănescu. A doua zi, pe cât și-a pus-o în gând, căci în seara aceea nu putea să rateze un concert. Poezia altcineva, o ființă plecată înainte de vreme, pe care o continuă versurile celor care rămân, după chipul și asemănarea lor, îmbătrânindu-i împreună.